Dragii mei, în această zi frumoasă în Arizona, de fapt în Arizona sunt zile numai frumoase, ne bucurăm să fim alături de Ruben și Jenny, pe care dorim Dumnezeu să-i binecuvânteze. Ne bucurăm să fim alături de familiile lor, familia Samuel și Mirela Guler și Florin și Nadia Mânzătescu. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. În numele celor două familii și a celor doi miri, vreau chiar de la început să vă mulțumesc că ați răspuns invitației și ați venit în locul acesta să ne bucurăm. Nunta este un prilej de bucurie, este o concepție a lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, nu este bine ca Ruben să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și așa, uită că astăzi Ruben se împlinește cuvântul Domnului. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. Credem că Jenny este jumătatea ta, împreună veți forma un întreg. Dumnezeu și-a început lucrarea cu o nuntă și o va sfârși tot cu o nuntă. Nunta este un prilej de bucurie. De aceea vrem să invocăm prin rugăciune prezența lui Dumnezeu. Împreună cu fratele păstor Aurel Boha vom pleca inimile noastre așa cum stăm ridicați. Vom chema numele Domnului în locul acesta. Credem că și aici este prezent Dumnezeu. Nu numai în clădirile bisericilor, ci oriunde se adună comunitatea creștină, invocă numele Domnului, Domnul se prezintă și se manifestă. Dorim ca binecuvântarea Domnului să se reverse din plin peste voi și peste noi toți. Amin. Te binecuvântăm, Stăpâne Tată, veșnic Dumnezeu. Îți dăm slavă și cinste pentru bunătatea ta, pentru lucrarea ta cea minunată. Doamne, nu vrem să facem nimic fără Tine. Vrem ca mâna ta puternică să fie la lucru. Chiar că tot ce se va face aici să fie binecuvântat de Tine. Binecuvântează cuvântul Tău. Vorbește-ne prin cuvântul Tău. Binecuvântează cântarea și toată lucrarea să fie sub privirea Ta. Te slăvim și Te binecuvântăm pentru bunătatea Ta, pentru harul Tău, pentru Domnul Iisus. Toată lucrare, o credință în brațul Tău și mâna Ta puternică. Amin. Înainte să ocupați locurile, vă rog să dați mâna unul cu celălalt, faceți cunoștință, poate nu vă cunoașteți, nu te-ai un pile și de cunoaștere, după care vă rog să ocupați locurile. În această zi, alături de prezența celor doi miri, vreau să vă prezint slujitorii care vor avea fiecare câte un cuvânt. Așa au ales ei, mirii, și dorim ca fiecare slujitor să fie sub ungerea Domnului. Amin. În cele ce urmează o să fie Suzy, care va slăvi pe Domnul cu o cântare împreună cu un grup, și Devo cu o cântare. După care primul mesaj o să-l aibă Emanuel Filip, dacă vreți să te ridici. Emanuel slujește în România ca misionar la centru God Will Provide. S-a hotărât de vreo 5 ani, acum o să fie aproape, când și-a hotărât destinul să slujească și să se pună în slujba semenilor, în slujba celor pierduți, a celor care s-au depărtat de Dumnezeu. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Amen. Fiind un prieten din copilărie cu Ruben, Ruben a ținut neapărat ca și Emanuel să aibă un cuvânt pentru Ruben, mai ales că Emanuel s-a însurat de un an și ceva și acum are puțină experiență. De asemenea, salutăm și prezența celor doi frați păstori, fratele Jean Meseșan, păstor asistent în Biserica Maranata, Domnul să-l binecuvânte, și fratele păstor Doru Urban, care este împreună cu noi, Biserica Apele Vii, Dumnezeu să te binecuvânteze. Alături de fratele Aurel, care a fost aici, și de alți slujitori care am văzut aici, vă salutăm pe toți slujitorii din celelalte biserici, Dumnezeu să vă binecuvânteze, și vă salutăm pe toți nuntașii, Domnul să vă binecuvânte. În această zi frumoasă, o zi extraordinară, nici nu se putea mai frumos. Vă iubește și Dumnezeu. Vedeți ce vreme frumoasă, nici nu-i prea tare soarele să te ardă, nici nu-i ascuns ca să nu se vadă, într-un decor extraordinar.
Vrem să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Haideți să ascultăm cele două cântări, după care primul mesaj o să-l aibă Emanuel Filip pentru cei doi și pentru noi toți. Dumnezeu să fie slăvit. Amin. I could see His love when I look at you, and He must have a plan for this crazy life, because He brought you here and placed you by my side. And I have never been so sure of anything before like I am in this moment here. Now for better or for worse, there's so much more than only words, and I pray every day will be the proof that I mean what I see when I say I do. I mean what I say when I say I do. More than only words, and I pray every
Share this special day with you guys, to share this joy. My wife and I, I'm happy that we were able to make it, and we just rejoice in this great day. Like Brother John was saying, that Jesus' work on this life, on this earth, began with the wedding and ended with the wedding. And it's a great joy. I'd like to read out of John chapter 2. Beginning with verses 1 to verse 10. And the title of this message that God has placed on my heart is Advices from a Friend. Seeing that Reuben and I, we grew up together, we were best friends. We got many fights, many arguments, but we got over them. I feel it's special to be able to share. You know, I feel that I'm sharing intimately and from the bottom of my heart. So, John chapter 2, beginning with verse 1. On the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And both Jesus and his disciples were invited to the wedding. When the wine ran out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, what does that have to do with us? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Whatever he says to you, do it." Now there were 6 stone water pots set there for the Jewish custom of purification, containing 20 or 30 gallons each. Jesus said to them, "Fill the water pots with water." So they filled them up to the brim. And he said to them, "Draw some out now and take it to the head waiter." So they took it to him. When the head waiter tasted the water, which had become wine, and did not know where it came from, but the servants who had drawn the water knew, the head waiter called to the bridegroom and said to him, "Every man serves the good wine first, and when the people have drunk freely, then he serves the poorer wine. But you have kept the good wine until now." Amen. And there's 3 points that I want to make out of this short text that we read. You see, Reuben, you're starting, and Jenny, you guys are starting on a journey in life. And it's no longer going to be Reuben, just you by yourself, or Jenny, just you by yourself, but it's going to be the two of you guys being one. You guys are making a unit. Family unit. And there's going to be many
great days and good days like there is today, sunny days. But there's going to be many obstacles and challenges and circumstances that you'll go through. The first point that I want to draw out of this message, out of this text, is what do we do, or what do you guys do when you encounter a trouble? And we see here in verse 2, it says, and both Jesus and his disciples were invited to the wedding. The first thing that we do as Christians is we invite Jesus into our situation. We invite Jesus into our home. That's why when we hold wedding services, they're not just ceremonies. They're not just tradition. But we ask for God to bless our families. We ask for God to bless our households. We start our marriages off with God. We start off our marriages, our relationships with Christ being at the center of our relationship. So that when we encounter obstacles and we encounter hardships and differences, we invite Jesus into the center of our challenges. We invite Jesus into the center of our situation. And then we learn from Jesus' mother Mary in verse 5. His mother said to the servants, whatever he says to you, do it. And when we invite Christ into the middle of our circumstance and our situation, whatever he says, that's what we do. That's the simplicity and the beauty of being Christians, of being followers of Christ. You see, being a Christian does not mean that we're immune from difficulties. But having Christ in the middle of our circumstance means that when we go through difficulties, we have a peace and we have Christ in our difficulty. And whatever he says to us, he always gives us a way out. You know, I want to share from an experience that my wife and I just recently passed through in Romania. We were looking to buy some land to build a home, you know. And we had some wedding money saved up, and all the wedding money that we had saved up, we used it, we bought some land, only to find out it was a scam. And we lost all our wedding money. And in that very moment, I said, what do? We're stuck in rent. Our wedding money, our plan B just went out the window. What do? And I remember in that situation what Job did when he lost everything. He says, God gives and God takes away. Blessed be the name of the Lord. We started praying and we invited Jesus into our circumstance. We said, God, we don't have a lot, but the little that we do have, we just lost. We don't have any other plan. You know, we're still fairly new to Romania, to how things work out there. It's very easy to get, you know, lied to and scammed. So, I mean, even here it is. But God, we only have you as our defense. And God started stirring things and moving things in such a way that he was our defender. You know, and today, praise God, we were able to overcome this situation where we were granted special permission from the city to build on this land that we were not allowed to build on. We were granted special, I guess you could say, immunity. And we see just God's favor in that. God making us a resolution. God bringing solution to our problem. That's the point I want to make here. Is that when we encounter hard difficulties, like I was saying, we're not just going to come across beautiful days, you know, and peaceful days. Sometimes they're going to be storms. But what do? We invite Christ in our situation. And then whatever he says, that's what we do. And then we find out in the end, when the servant says in verse 10, and he said to him, every man serves the good wine first, and then when the people have drunk freely, then he serves the poor wine. But you have kept the good wine until now. You notice, when we do exactly as Christ tells us to do, and he's at the center of our household and our situation, the resolution that he brings is better than what we are able to come up with. The solution that God brings into our situation, to our circumstances, is better than what we are able to come up with on our earthly minds. And I want to encourage you and give you guys this advice. Invite Jesus into your household. Invite Jesus into your circumstance, into your situation. Do whatever he tells you to do. And then you'll see in the end that the solution that he brings, the outcome that God brings in your family, in your situation, in your circumstance, is better than any outcome that earthly people can give. It's better than any outcome that we can come up with, that we can prepare for. You know, Ruben, I know you're very competitive. We played a lot of basketball together. You're very competitive. I know you're a tough guy. You know, you're always up for the challenge. You know, but sometimes the best thing to do is to let Christ go before us. Let Christ take the challenge. You know. Anyways, God bless you guys.
God bless you guys, and as we said, remain in casa de teatro. You know, may God bless you guys' marriage, may God bless you guys' household, you know. Looking forward to the food and the fellowship afterwards. Be blessed. Amen. God bless you. Mai nou i-am auzit pe unii că se salută cu casa de bătrâni. Amen. Oricum vă doresc și eu casă de binecuvântată. Spuneau filozofii antici, ce bine este să găsești un om cu care poți să vorbești cum vorbești cu tine însuți. Ai auzit ce am zis? Ce bine ar fi să găsești un om cu care poți vorbi cum vorbești cu tine însuți. În mesajul lui Emanuel a fost sfătuiți să vă faceți prieteni cu Domnul Iisus Hristos. Cu El poți să vorbești cum vorbești cu tine însuți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș dori în cele ce urmează să ascultăm pe Cassie Farkas și cu Allison, care vor slăvi pe Domnul cu o cântare. După această cântare, fratele pastor Doru Urbanu să aibă un mesaj, Domnul să-i dea cuvânt și nouă în continuare îi deschise. Amin. Amin. Just to be with you
what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. Thank you. Dear Jenny, Ruben, your parents, family, friends, such a great pleasure, such a great honor on this very beautiful day to be together and really partake in this joy, because it is a joyful moment. It is a joyous occasion. I want you to take it as this, because this is the beginning of many joyful moments from now on. And this is what we pray over, and this is what we pray for you. Even though it might not be true all the time, but this is what we wish for you at this very beginning. Now, I stand here not just as pastor, but as Ruben's uncle, and it's definitely my great honor to be here. I mean, my memories of Ruben are scarce, because they left Romania when they were very young, they're very small. Here, kind of, even though we're close, we're far apart in a sense, but all that I can remember is Ruben being a very lively kid, and he was up and down. He was like, we say in Romanian, like Argintul Viu. Do you know that expression where you have somebody that's so full of life? And that was Ruben. And you know, it's proof. I mean, he had to go all the way to Chicago to find Jenny over there, right? But it's such a blessing to know that when God puts two people together, He knows the best. And you are God's gift to one another. And I want you to look at each other every day of the rest of your life like God's gift to one another. Now, the verse that came to my mind, because I don't want to take too much time, the verse that came to my mind, it's a verse from the Old Testament where God kind of poses the question in Amos chapter 3, verse 3, where He says, can two walk together unless they are agreed? Can two walk together unless they are agreed? And obviously it's a rhetorical question, because you cannot walk together hand by hand, side by side, unless you have chosen beforehand to talk about it, to agree on things, especially when we talk about marriage. And especially in a day as the days we're living in, where the family unit is under attack from all sides. And we see this in the society we're living. It's a constant attack upon family. And unless you agree on things in life, you cannot walk together. You can, but life's going to be miserable. So you have to agree. The question is, can two walk together unless they agree? And obviously there's a few things that I want to share with you, and I want to glean from this verse. And I hope all of us here, whether you're married for a year, or more than a year, or just about to enter into marriage, I hope you will take into consideration. My first thing that I want to share with you is that marriage is a walk, not a race. It might sound funny, but there is a big truth in this. Marriage is a walk, it's not a race. See, in a race, it matters who crosses the finish line first. It's about who's ahead. It's about who is the strongest. In a marriage, it's about walking together and learning to walk together at the same pace. Because one of you might be, you know, ready to take off. I don't know who's going to be the fastest in making decisions, who's more impulsive. But in marriage, it's not about who crosses the finish line first, but it's walking, learning to walk together. And it's a walk. It's a steady walk. It's not a race. It's not running. It's not trying to catch up, because no matter how much you try to catch up with your mom and dad who've been married for 15, 20, 25 years, whatever, you're not going to be able to catch up with them. You're slowly building up your own walk. So therefore, learn to walk together in harmony, because that's very important. I don't know how many times you've been maybe at a youth camp, or have you ever had a chance to do the three-legged race? Do you know what that is? When there are two legs tied together and two... I don't know what else is, eh? That's the first thing that came to my mind. Well, marriage is something like that.
Because you have to coordinate. You have to learn to walk together. And it's so beautifully put in the scripture where Solomon, the wisest man, in the book of Ecclesiastes in chapter 4 says, two are better than one. Two are better than one. Why? Well, there are many reasons, but the one that I want to point out to you is because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. It says, but woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him. That's why it's important to walk at the same pace, to learn to walk in unity, to walk in harmony, to be able to be there for the other one. It's not about who's winning. As a matter of fact, God says the two shall become one. And if the two are one, then one walks like one, right? Not like two. It's important to understand that marriage, married life, is a walk, not a race. Secondly, marriage is a walk for two. Isn't that obvious? Well, let us really understand what two means, because from a biblical perspective, two means one man, one woman, which are a beautiful picture of. But in a society that we're living in, the image of marriage and married life has been so perverted that we need to reaffirm this biblical truth. Marriage is between one man and one woman, right? Amen. Can we say amen to that? Amen. I believe it with all my heart. Because it is important to understand that when the attack of the evil comes, you need to stand as one. It's a walk for two. Now, scripture tells us in the invisible third person, the only third person allowed in the marriage should be God. And again, Solomon in his wisdom kind of points this fact out in Ecclesiastes chapter 4, verse 12. It says, though one may be overpowered by another, two can withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. God should always be that invisible third person, the center of your marriage, the one that stands in the middle of all that you do, of all your choices, of all of your decisions, should be God, and God alone. Marriage is for two. That's in voice of Mandeco de Corinthians. I'm going to take this time to speak with me. Pentru că, dragii mei, aș vrea să înțelegeți foarte bine. De azi înainte, Jenny și Ruben sunt o familie. Ei sunt responsabili pentru deciziile pe care le fac împreună. Până aici, i-ați crescut în frica de Domnul. Până aici, le-ați arătat prin exemplu personal cum să trăiască în armonie, în pace, în dragoste, în familie. De azi înainte, ce au nevoie este de rugăciunile voastre. Au nevoie să îi sprijiniți de pe genunchi. Spun întotdeauna, un sfat cerut e mai bine primit decât unul oferit. Înțelegeți că au nevoie să învețe să zboare singuri. Succesul nostru ca părinți e atunci când copiii iau decizii personale și iau decizii bune. Amen? Asta înseamnă că am făcut o treabă bună ca și părinți. Lăsați-i să ia deciziile care sunt potrivite pentru casa lor, pentru familia lor. Rugați-vă ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și să-i călăuzească. Rugați-vă ca Duhul Sfânt să fie întotdeauna cel care să îi învețe. Așteptați să vină la voi pentru un sfat. Îl vor primi mult mai bine și cu mai multă apreciere decât atunci când încercați să-l oferiți voi. Înțelegeți că aceasta este rânduiala pe care Dumnezeu a lăsat-o. Cei doi, nu, vor fi una. Omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și vor deveni un singur trup. It is a walk for two. And it doesn't mean that you disrespect your parents. This, because I know you got it. I know you got the Romanian. This is for you to understand that everything that you have seen positive, everything that you have seen good in your parents, the way they lived, the way they showed you, what a lovely hope is. Emulate. Take him. Live by it. And then for the rest of it, walk together. Understand they're always there to give you advice, to give you direction. But it is for you to walk on your own feet. You know, three-legged? Walk together.
And final thought that I want to point out is that their marriage has to be a walk in agreement. We have to agree on all things. On all things. And when there is a disagreement, let God agree with you what's the best way to go for it. You know, it's always interesting to see how personalities come into play when it comes about a decision. Agree from the beginning. What is going to be the decision-making process in your house and in your family? Agree from the beginning the responsibility, the roles that you have to follow and to play in your marriage. Agree together. I'm just going to point a few things and I'm going to close with this. Agree together to pray. Agree to speak hope and positive about one another. To speak in such a way that you build one other up. Always agree to support one another. Agree to love one another the way that the scripture shows you how to love. Agree to guard your heart from any comparisons with other people. Don't compare your spouse. Don't compare each other to other people. You are unique. And I'm going back to what I said in the beginning. You are God's gift to one another. You see, it is a survey has been done, and it is said that the number one reason for a happy marriage is not common likes or dislikes. But the number one factor for a successful marriage is common goals. Your goal should be the scripture's goal for marriage. And that goal is for you to glorify God in everything that you do. Amen? May God bless you. May God bless you all. And may all glorify God in our married life. Amen? Amen. Mulțumim, frate Doru, pentru acest cuvânt. Cred că ați învățat că căsătoria nu e un race, nu e o cursă pe o pistă de alergare, ci a învățat să mergeți împreună, să vă așteptați unul pe celălalt. Și asta e un lucru extraordinar. Spune că unul din oamenii politici pe care Anglia i-a avut, la un moment dat a fost întrebat, Churchill, cum ați reușit în căsătoria dumneavoastră că ați rămas cu aceeași femeie, dar știm faptul că oamenii politici nu sunt totdeauna loiali? Și el a răspuns. Când ne-am căsătorit, în ziua căsătoriei, am făcut cu soția o înțelegere. Draga mea, toate problemele, toate situațiile dificile, mă las să iau decizii eu. Iar situațiile care nu sunt dificile, te las să iei decizii tu. Și a continuat uitându-se la ea. Din câte știu eu, până acum n-a trebuit să luăm nicio decizie mare. Nu-i așa, draga mea? Înțelegi, Ruben, da? Happy wife, happy life. Și asta știm și noi, bărbații. Aș vrea în continuare bunica ta, care te iubește mult și vă iubește pe amândoi acum, sora Florica Hădean, împreună cu surioara ta cu Delu, doresc să laude pe Domnul cu o cântare, să-ți cânte la nunta ta. Domnul să vă binecuvânte. Amin. Să le ascultăm. După care ascultăm pe fratele John Meseșan, care o să aibă și el un sfat. Foarte multe sfaturi primiți astăzi. Nu știu cât o să le țineți minte, dar dacă se înregistrează, le ascultați după aia și să le aplicați. Domnul să vă ajute. Amin. Domnul să binecuvinteze tânăra pereche. Amin. Domnul să binecuvinteze toată asistența, toate familiile. Amin. Și vreau să-i las un moto al vieții pe drumul căsniciei, pe cine să cheme când vreme de nevoie. Și cântarea va spune. La nuntă vino de ea tu parte și
și o bucurie sântă, vino și le împarte, binecuvântă-i, Doamne, noi te rugăm acum să fiți uniți de tine pentru totdeauna. Unește-i tu în viață, not know Romanian. We have our brother Eli here. Just raise your hand. He's going to give you a translating device because I will speak in Romanian. So if you don't understand Romanian, raise your hand. He will come and bring you a, back there, there's somebody. He'll bring you a device and he will, they'll translate for you. So please do that. Dacă aveți Biblie, haideți să le deschidem cu toți împreună. O să deschidem la Efeseni, capitolul 5. O să am și eu un cuvânt pentru voi din partea lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să vă vorbească, să ne vorbească tuturor în această după masă, într-o zi așa de frumoasă. Și haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, ne mai și desmoțim și dacă aveți Biblie o să le deschidem la epistola scrisă de Pavel către Efeseni, capitolul 5. O să încep cu versetul 25 la 28. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Amin. Băi, mi se luați locurile. Ruben și Jenny, cred că sunteți foarte fericiți în această zi.
Și mă gândeam că dacă vă uitați aici, atâția oameni. Știu că sunt și din Chicago veniți, dar cred că majoritatea sunt din Arizona, nu? Majoritatea sunt din Arizona și vreau să vă spun că Biserica Maranata, frații din Arizona, vă așteaptă să veniți aici cu brațele deschise și au arătat dragostea să vină astăzi la nunta voastră. Și știu că probabil o să stați în Chicago pentru o vreme, Dumnezeu știe, dar să știți că în Arizona aveți o comunitate de frați care vă iubesc și o biserică care vă așteaptă să vă întoarceți acasă. Și Domnul să vă binecuvânteze. Și eu mi-aduc aminte de Ruben când m-am mutat în Arizona. Era 24 ani acum sau cât? 25. Când m-am mutat, el avea 9 ani, 10 ani și știu că împreună cu Emanuel mai primeau câte un ban de la mama lor să mai cânte la chitară și așa micuți cum erau, cântau și slăveau pe Dumnezeu. Și astăzi ești bărbat, astăzi ești om, astăzi este ziua în care te-ai gândit și te-ai hotărât să te căsătorești cu Jenny și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze această decizie voastră și Dumnezeu să fie pe acest drum al vostru, pentru că să știți că căsătoria am și eu, Emanuel spunea, am un pic de experiență, eu am puțin mai mult, fratele Aurel stătea lângă mine și spune eu de 54 de ani căsătorit, el are mai multă experiență. Însă nu vreau neapărat să spun din experiența mea, ci aș vrea să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu și anume vreau să vorbesc puțin despre dragostea lui Iisus, pentru că pasajul care l-am citit spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele. Ruben, tu trebuie să o iubești pe Jenny și noi toți bărbații trebuie să ne iubim nevestele, dar nu numai bărbații, și soțiile trebuie să-și iubească soții. Amin? Da, nu? Sau nu? Spune surorul amin. Trebuie să le iubească, trebuie să se supună, bineînțeles, dar dragostea aceasta trebuie să fie reciprocă și aș vrea să fie o dragoste, nu orice fel de dragoste, ci aș vrea să vorbesc despre dragostea lui Hristos, pentru că dacă vă va ține ceva împreună, acum dacă vă întreb, o iubești pe Jenny? Da, și cât de mult? Foarte mult. Și Jenny, îl iubești pe Ruben? Bineînțeles, foarte mult. Dragostea, bineînțeles că o avem acum, însă trece timpul, noi ne schimbăm. Și eu am fost la nuntă, arăta mult mai bine, mult mai slab și dragostea trebuie să rămână. Și cum poți să iubești, să ajungi după 54 de ani de căsătorie, să spui iubesc pe soția mea așa cum am iubit-o în ziua nunții? Cum putem să avem dragostea aceasta și nu cred că putem să o avem doar dacă avem dragostea lui Hristos? Pentru că dragostea lui Hristos este cea mai frumoasă, puternică, dragoste care există. Și astăzi vreau să vă vorbesc cum arată Ruben, Jenny, cum arată această dragoste lui Hristos pentru care trebuie să o aveți și noi și să vă iubiți unii pe alții. Bineînțeles, să ai dragostea lui Hristos, în primul rând, trebuie să-L ai pe Hristos în viața ta. Iisus Hristos trebuie să fie Domnul tău și Mântuitorul vieții tale. Dacă L-ai ca Domn și Mântuitor pe Iisus Hristos, atunci poți să iubești și tu ca și Hristos. Și vreau să vă prezint cum arată dragostea lui Hristos. În primul rând, dragostea lui Iisus Hristos este o dragoste jertfitoare. Este o dragoste jertfitoare. Mi-aduc aminte când eram tânăr, aveam un prieten de-a meu și ne întrebam, eram copii și ne întrebam despre căsătorie. Și aveam noi poveștile noastre și știu că odată l-am întrebat pe prietenul meu care îl credeam eu că e mai egoist, el așa, more self-centered. Și l-am întrebat, dacă o să te căsătorești cu o fată, și să zicem că vine cineva la tine și spunem, unul dintre voi moare, cine moare? Îți dai viața pentru soția ta? Și spune, nu știu. Zice, da, tu, eu dau. Eu-s gata să mor, da, eu dau. Spune, well, zicea el, aș încerca să iau pistolul. Sau aș încerca să fac cumva. Zice, mă, păi da, nu o iubești. Păi da, o iubești, dar aș încerca să fac altceva. În mintea noastră de copii, nu înțelegeam o dragoste jertfitoare. Dragostea jertfitoare, cuvântul lui Dumnezeu spune, Domnul Iisus spune în Ioan 15:13, nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți, spunea Iisus ucenicilor, prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. În alte cuvinte, Domnul Iisus a spus, dacă putem să gradăm dragostea pe cel mai mare nivel, dragostea jertfitoare este pe primul loc. Pe primul loc, în alte cuvinte, să fii gata să-ți dai viața pentru cineva. Să fii gata să-ți dai viața pentru cine. Acum ai spune, da, da, dar dacă ai fi pus în situația aceea, aș vrea să te întreb,
Domnul Iisus și-a arătat dragostea față de noi pentru că s-a jertfit pentru păcatele noastre. Amin? Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre. A murit să ne ia păcatul, să ne mântuiască. El s-a pus pe cruce pentru noi, pentru tine, pentru mine, ca să ne ia păcatul. Și oricine crede în El să aibă viață, să nu piară. Și Domnul Iisus ne spune că dragostea care noi trebuie să avem de soții și dragostea unii de alții este o dragoste jertfitoare, să fim gata să ne dăm viața pentru cei din casa noastră, pentru soția noastră, pentru soții noștri. Dumnezeu să ne cerceteze. Am fost uimit de câteva zile, probabil și dumneavoastră, ați văzut ce se întâmplă în Ucraina. Și am stat la news și mă uitam și pe telefon și în continuu mă uit să văd ce se întâmplă acolo. Ce am fost uimit cel mai mult din tot ce se întâmplă a fost acest om, președintele țării, care a spus, eu stau aici și știu că vor să mă omoare urușii, dar eu stau aici și mă duc pentru țara mea. Eu sunt gata să mor pentru țara mea. Și am fost uimit de omul acesta. Omul acesta înainte era un comedian. Just 3 years ago he was a comedian. Și astăzi un președinte. Americanii au spus, venim cu elicopterul și te scoatem de acolo, pe tine și familia ta. Și spune, mie nu-mi trebuie, I don't need a ride. What I need is armament să mă duc pentru țara mea. Ce dragoste omul acesta are față de țara lui. Dar este o dragoste și mai mare decât omul acesta, că totuși nu știm ce va face până la sfârșit. Însă Domnul Iisus ne-a iubit așa de mult că a murit pentru păcatele noastre. O dragoste jertfitoare. Și Ruben, trebuie să ai și tu o dragoste jertfitoare. Să fii gata să pui totul, să fii gata să-ți pui viața pentru persoana pe care tu o iubești. O dragoste jertfitoare. Apoi, dragostea lui Iisus este una și slujitoare. Nu doar jertfitoare, dar și slujitoare. În Ioan capitolul 13, în timpul cinei spune că Domnul Iisus s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean, a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. În versetul 12 spune așa, după ce le-a spălat picioarele și și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți învățător și domn. Și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat? Adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis, spune Iisus. Amin. Știu că la nunți de multe ori ne place ca bărbați și băieții, chiar le place să spunem că bărbatul e capul în casă, nu? Vrem să auzim asta, bărbatul e capul. Și așa spune cuvântul lui Dumnezeu, că bărbatul este capul. Dar vreau să vă spun că și Iisus este capul bisericii, da? Și dacă Iisus este capul bisericii și capul ucenicilor, și El s-a plecat și a spălat picioarele, o dragoste slujitoare, asta înseamnă că, Ruben, tu ești capul. Asta înseamnă că tu trebuie să te apleci să speli picioare. De astăzi încep să speli picioare. De astăzi încep să slujești. Să știți că de tânăr am slujit în biserică și am învățat ce înseamnă să slujești, să te jefești, să slujești, să pui mâna, să faci în biserică. Însă, în căsătorie, nu de multă vreme am învățat ce importantă este slujirea și în familie. Să slujești soției tale, soț. Știu că ne place să fim cap și bărbați și noi suntem bărbații. Dar noi trebuie, bărbații, capul, să fim slujitori, să slujim în familiile noastre. Asta înseamnă să speli vasele când este nevoie, să speli vasele. Asta înseamnă să aspiri când este nevoie de aspirat. Asta înseamnă când Dumnezeu vă va da copii și mă rog ca Domnul să vă dea copii, să schimb scutece multe. Asta trebuie să faci, să slujești, să unde este nevoie, să pui mâna, să nu te crezi prea înalt. Și dacă tu ești capul, un cap adevărat, învață de la Hristos o dragoste slujitare, unul care slujește, unul care înțelege ce să slujească. Știu că mulți bărbați în bisericile noastre și în comunitatea română cred că suntem prea înalți să slujim. Însă este nevoie să înțelegem o dragoste slujitoare, una care ne smerim, una care slujim soțiilor noastre, una care slujim copiilor noștri. Mi-a plăcut așa de mult de un frate care a venit anul trecut, dacă nu greșesc, la noi la biserică și îmi spunea, nu știu, avea 9 copii și îmi spunea omul acesta că
era păstor și zice, mie îmi place să aspir în casă, să spăl vasele, să fac toate lucrurile acestea, să ajut pe soția mea tot ce e nevoie. Și așa a fost de uimit de omul acesta și mi-a rămas așa remarcat de ce a zis. Îmi place să slujesc, pentru că totdeauna am fost învățat să slujesc în biserică, dar nu am fost învățat să slujesc în familie. Ruben, învață să slujești în familia ta, să fii un slujitor în familia ta, să ai o dragoste nu doar jertfitoare, dar una chiar slujitoare. Căci fiul omului, spunea în Marcu, n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-ți dea viața, răscumpărarea pentru mulți. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă slujiți unii altora, să vă ajutați unii altora, să nu crezi, Ruben, că sunt unele lucruri care doar ea trebuie să le facă, tu vii acasă, tu mergi la lucru, vii acasă, stai pe sofă și that's it, that's your job, and her job is to cook and clean and that's it. Să știi că un om care are dragostea lui Hristos în el și oferă dragostea lui Hristos și o iubește pe soția lui, este un om care are o dragoste și slujește, o dragoste slujitoare. Domnul să vă ajute în lucrurile acestea. Apoi, mai este un alt aspect al dragostei lui Hristos față de noi, care și noi trebuie să avem unii de alții, și este o dragoste iertătoare. Dragostea lui Iisus este o dragoste iertătoare. Roman 5:8 spune, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Vreau să vă spun că în viața care voi veți începe de astăzi. Astăzi este frumos, este soare, este bine, astăzi sunteți fericiți și o să fie un timp, probabil o vreme, o să fiți foarte bucuroși, foarte fericiți. Însă vreau să vă spun că o să vină momente în care o să vă greșiți unii altora. Negreșit, este cineva aici căsătorit de ceva vreme și n-a avut nicio problemă în familie. Este cineva aici... Probabil dacă este, nu ridică mâna pentru că sunt smeriți, dar cu siguranță toți întâmpinăm probleme, toți întâmpinăm ceva, lucruri care ne supărăm unii pe alții. Probabil că și până înainte de căsătorie poate ar fost lucruri care nu v-a convenit unul altora. Vreau să vă spun că dragostea, spune cuvântul lui Dumnezeu, acoperă tot. Dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Domnul Iisus l-a restaurat pe Petru. Petru era un om care totdeauna îi plăcea să vorbească, apostolul Petru. Și când Domnul Iisus a spus că astăzi veți găsi fiecare o pricină de potignire în mine, Petru a spus, Doamne, eu de tine niciodată nu mă voi lepăda. Eu te iubesc, Doamne Iisus. Eu niciodată nu o să fac așa ceva. Și Domnul Iisus i-a spus lui Petru, vreau să spun, Petre, că până nu va cânta cocoșul de trei ori, tu te vei lepăda de trei ori față de mine. Și așa s-a întâmplat. Dar Domnul Iisus, care a avut o dragoste iertătoare, în Ioan capitolul 21, îl vedem pe Domnul Iisus cum merge la Petru și spune, mă iubești tu? Da, Doamne, te iubești. Mă iubești mai mult decât? Da, Doamne, te iubesc. Îl restaurează pe Petru, îl ridică înapoi pe Petru. Și pentru că îl iubește. Tocmai Petru care spunea și îl întreba pe Domnul Iisus, spune în Matei 18, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a spus, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Acum, Ruben, Jenny, aș vrea să vă întreb, de câte ori v-a iertat Domnul Iisus? De câte ori a mers înaintea Domnului și a spus, Doamne, iartă-mă și de lucrul acesta? Poți să le numeri? Pe o mână? Pe două? Degetele la picioare? Many, right? Nu poți să le numeri. De câte ori ne-a iertat Domnul? De câte ori ne-a iertat pe noi Domnul Iisus? De câte ori? Eu nu pot să vă spun, fraților, că de multe ori. Foarte multe ori. De foarte multe ori. Știi de câte ori trebuie să-l ierți pe Jenny? Și Jenny, știi de câte ori trebuie să-l ierți pe Ruben? De câte ori te-a iertat și Hristos? Totdeauna. Nu de 7 ori, nici de 70 de ori. De fiecare dată, dar bineînțeles și iertarea, când cineva îți cere iertare, trebuie să fie sinceră, trebuie să fie adevărată. Nu poate să spună, oh, I'm sorry, it's ok. Trebuie să fie sinceră iertarea. Dar și persoana care iartă trebuie să fie sinceră și să iertă. Să vă iertați de fiecare dată. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus ne-a iertat. Pe când noi eram păcătoși, El a fost bun cu noi și dragostea lui Hristos trebuie să fie și dragostea în noi, unii față de alții. Să aveți o dragoste iertătoare. Și în ultimul rând, dragostea voastră, care este și dragostea lui Hristos, să fie până la sfârșit. O dragoste până la sfârșit. Ioan 13:1 spune așa, înainte de praznicul Paștelor, Iisus, care
ca cel care știa că i-a susit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. I-a iubit până la sfârșit. Vreau să vă spun că trebuie să vă iubiți nu doar prima zi de nuntă. Totdeauna știm că Cuvântul Dumnezeu spune că sfârșitul lucrurilor este mai bine ca începutul. Eu cred că cel mai bine e să începem bine, să parcurgem viața asta bine și să și sfârșim bine. Amin? Asta e cel mai de preferat. Asta e cel mai de preferat. Acum voi începeți bine. Vreau să parcurgeți o viață bine înaintea lui Dumnezeu. Să vă iubiți unii pe alții. Dar vreau dragostea care a fost în Hristos să continue și în voi până la capăt. Mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dragostea să meargă până la capăt. Amin. Orice căsătorie, dragostea trebuie, dacă este dragostea lui Hristos noi, trebuie să meargă până la capăt. Știți că Domnul Iisus a stabilit biserica de 2000 de ani și după 2000 de ani am fost iertat și eu și m-a iubit și pe mine. Te-a iertat și pe tine, te iubit și pe tine. Și astăzi, după 2000 de ani, Domnul Iisus încă își mai iubește biserica. Și știți până când o va iubi biserica? Până la capăt. Până va veni El, El ne va iubi. Domnul să vă cerceteze, Domnul să vă binecuvânteze. Aduceți-vă aminte de dragostea lui Hristos care a fost pentru voi și atunci puteți să aveți adevărată dragoste unii față de alții, o dragoste jertfitoare, o dragoste slujitoare, o dragoste iertătoare și o dragoste până la capăt. Aș vrea să închei mesajul acesta cu o ilustrație care am citit săptămâna aceasta. Citeam în pagina istoriei Bibliei despre un reformat, un om care a început reforma în Germania. Este vorba de Martin Luther. Omul acesta scria în scrierile lui că nu voi lua o nevastă niciodată. Bineînțeles, în Biserica Catolică până atunci era interzis ca orice lider religios, orice cardinal, orice papă sau orice om serios creștin nu avea voie să se căsătorească. De fapt, ei vedeau căsătoria un lucru josnic. Chiar Sfântul Augustin scria că căsătoria are și chiar intimitatea și chiar în căsătorie are un element de păcat, spunea Sfântul Augustin. Jerome, un om care a translatat toată Biblia în latină, The Latin Vulgate, omul acesta a scris că pe primul plan sunt oamenii care nu se căsătoresc, celibați, așa se celibate, care nu se căsătoresc. Apoi sunt văduvele și apoi sunt și căsătoriți. Pentru ei căsătoria, în anul 1500, căsătoria era un loc josnic. Pentru creștini nu era ceva de apreciat. Nu se adunau aici și să facem o nuntă, să ne bucurăm că ei se căsătoresc. Pentru ei, pentru creștini, până în anul 1500, căsătoria nu era ceva frumos. Însă Martin Luther, unul care a început o reformă în Biserica Catolică, care a stat împotriva papei de la Roma, un om care, în primul rând, nu-i plăcea indulgențele, nu-i plăcea corupția în biserică, a spus că, de fapt, în cuvântul lui Dumnezeu, nu spune că nu ai voie să te căsătorești. Ba chiar Biblia încurajează căsătoria. Dumnezeu, de la început, a făcut bărbat și femeie. De la început, Dumnezeu a vrut ca omul să nu fie singur. Și lucrul acesta a fost ceva diferit pentru ei. Până 1500 de ani, oamenii nu se căsătoreau. Și Martin Luther a adus o învățătură diferită. De fapt, era o învățătură biblică. Însă Martin Luther, el nu a vrut să se căsătorească. Scria în scrierile lui, nu voi lua o nevastă niciodată. Până s-a întâlnit cu o femeie de numele Caterina van Bora. Această femeie, această tânără, a fost născută într-o familie nobilă, într-o familie de oameni foarte bogați. Și această fată, la vârsta de 10 ani, a intrat într-o mănăstire să se facă o călugăreasă. După ce fiind acolo la mănăstire, aceea și-a înțeles destinul și a spus, de astăzi vreau să fiu călugăreasă. Și a stat acolo până la vârsta de 23 de ani. Și la vârsta de 23 de ani, în mănăstirea aceea, împreună cu alte fete, a dat de o carte scrisă însuși de Martin Luther. Și scrierea lui se numea On Monastic Vows, legământul monahal sau călugăresc. Și el spunea că, de fapt, Biblia nu spune că trebuie să fim singuri. Biblia încurajează căsătoria.
Și Katie, împreună cu aceste fete, 12 fete de la acea călugărie, au spus că ne place învățătura aceasta și cred că este biblică. Și s-au decis să scape de la acea mănăstire. Și a apelat la familia ei, bineînțeles, familia ei când a auzit așa ceva, nici de cum, nu o să te ajutăm, rămâi acolo, trebuie să fii călugăriță, trebuie să rămâi acolo. Și Martin Luther, ea a apelat la Martin Luther. Martin Luther a trimis un prieten de-a lui, le-a băgat pe toate fetele într-un butoi, fiecare fată avea câte un butoi și le-a rulat acolo și le-a scos afară din mănăstire. După ceva vreme, fetele au ajuns la casa lui Martin Luther. Acum, Martin Luther a avut 12 fete, de 23 de ani aproximativ, erau fete tinere și el le-a găsit la fiecare dintre ele soț. La fiecare, în afară de una. Katie Van Bora. Ei nu i-a găsit un soț. Erau, de fapt, doi oameni care trebuia să o ia de găsire. Unul din el nu a vrut să se căsătorească cu Katie pentru că a ales familia lui, a spus să ia o fată mai bogată și nu a lăsat acest om să ia pe Katie de soție. Iar era un alt om care Luther a sugerat. Omul acesta era mai în vârstă. Katie a spus, he's too old for me. Nu o să mă căsătoresc cu el. Și nu a rămas nimeni pentru Katie. Până la un moment dat, Katie a spus lui Luther, știi, am și eu o opțiune, am și eu niște opțiuni. Și a spus, spune, păi zice ea, mă gândesc la tine, de ce nu ne căsătorim noi doi? Luther în momentul acela, n-a știut ce să spună. Avea în momentul acela o durere în suflet și o singurătate și a spus, știi ce, hai să mă căsătoresc, că n-am mai găsit pe nimeni pentru tine, hai că mă căsătoresc din milă. Și scria el mai departe, scria el că când a scris invitația de căsătorie a prietenului său, scria, nu simt nicio dragoste pasionată, nicio ardere pentru soția mea. Nu simt nimic pentru fata asta, dar vreau să sfidez papa, să-i arăt că eu pot să mă căsătoresc și Biblia spune. Și în al doilea rând, mi-e milă de ea. Hai să mă căsătoresc cu ea. Ce să facem cu ea? Și el s-a căsătorit. Nu din dragoste, dar s-a căsătorit cu ea. Și ce credeți că s-a întâmplat? Luther, după căsătorie, a început să o iubească pe Katie. Și scria el în unele descrierile sale, o iubesc așa de mult, zice că o iubesc mai mult decât pe mine însumi. Și așa a iubit-o de mult că a stat 21 de ani până a murit, căsătorit cu ea, au avut 6 copilași și nu doar atâta, dar ei au revoluționat în biserica creștină ce înseamnă căsătoria biblică, căsătoria care trebuie să aibă dragoste. Ei n-au început cu dragoste, dar pentru că au avut dragostea lui Hristos. Dragostea lui Hristos a învățat să se iubească unul pe altul. De aceea, Ruben, eu știu că voi vă iubiți unul pe altul. De acum vă iubiți, înainte să vă căsătoriți. Dar dacă veți lăsa dragostea lui Hristos și vă veți arăta această dragoste lui Hristos unii față de alții, veți fi cei mai fericiți cuplu, veți avea o dragoste până la adânci bătrânețe, până când Dumnezeu vă va ține. Dar dragostea lui Hristos trebuie să aveți unii față de alții. Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să binecuvânteze întreaga asistență de aici, Domnul să pună în noi această dragoste, dragostea lui Iisus Hristos să fie în noi. Amin. Amin. Mulțumim, frate John. Stând aici și ascultând despre soția lui Luther, m-am gândit ce importanță are o soție în viața unui bărbat. Are, să știi că auzeam odată un cântec în România, mergând așa, fiind adolescent, mergând pe autobuz, nu aveam noi atâtea mașini, pe autobuz l-auzeam pe unul cântând în felul următor, zice, femeia te iubește, femeia te zdrobește, femeia te ridică, femeia te coboară. Și am stat și m-am gândit mult la versurile acestor cuvinte și am zis, mă, poate că o fi adevărat. Dacă sunt ce sunt, sunt și datorită soției. Dacă soția n-ar fi așa cum ar trebui să fie, n-aș mai fi ceea ce sunt. Însă soția are un mare rol. S-a vorbit despre nevasta lui Luther. Să știi că Jenny Luther, chiar dacă ei, nu, mă rog, nu s-o iubit-o de la început, la voi nu-i cazul, voi vă iubiți de la început, de când v-ați întâlnit și cred că dragostea asta va crește. Dar într-o zi, Luther, datorită problemelor care le avea în biserică, în biserica catolică, de multe ori istoria spune că trecea prin depresie și spunea el, abandonez, nu mai vreau să fiu nimic, nu mai vreau să aud de nimic. Într-una din zile, Luther era chiar foarte, foarte down, era foarte așa
descurajat, chiar descurajat. Și soția n-a știut cum să-l scoată din starea asta de descurajare. Ce mult contează o femeie înțeleaptă. De-aia a iubit-o Luther chiar în fiecare zi tot mai mult. Și că soția lui s-a îmbrăcat în haine negre. Și hainele negre știți că exprimă doliu. Și se plimba prin fața lui Luther. Și el, când s-a uitat la ea, și-a zis, dar ce s-a întâmplat? A murit cineva la noi în familie? Da, i-a zis nevastă sa. Cine? Și eu nu știu. Păi zice, a murit Dumnezeul lui Luther. Cum să moară Dumnezeu? Dumnezeu nu moare, Dumnezeu trăiește veșnic. Păi, dacă Dumnezeu trăiește veșnic, ce-i cu starea asta ta? De ce ești așa posomorât? Dumnezeu trăiește. Și spunea Luther, atunci mi-am dat seama cât de necredincios sunt, nu față de soție, ci față de Dumnezeu. O femeie înțeleaptă, spune în Proverbe, zidește casa cu însuși mâinile ei. Una mai puțin înțeleaptă, o dărâmă cu însuși mâinile ei. Geni, îți doresc să fii totdeauna femeia înțeleaptă care să zidești casa. Dumnezeu să te binecuvânteze. Și fiindcă n-am făcut asta la început, o facem acum. Vreau să știu câți de aici sunteți din afara statului Arizona. Vă rog să vă ridicați în picioare. Haideți curaj, că oricum noi vă cunoaștem, dar totuși. Din Chicago? Toți din Chicago? Aici, Chicago. Care sunteți din Chicago? România. Din România. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Din România, din Chicago. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Din alte părți. Seattle, de la ploaie. Care e de la? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Din alte părți? Fiți binecuvântați de Domnul toți. Ceilalți toți suntem din Arizona, suntem o majoritate. Vă mulțumesc. Vă rog să luați locurile. Aș vrea acum să trecem la cel mai important moment din viața voastră și anume momentul când voi veți declara aici, în fața noastră, dar în fața noastră puteți să declarați. Dar cel mai important lucru veți declara în fața lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu astăzi veți declara ceea ce ați hotărât pentru viața voastră în viitor. De aceea vă rog pe toți să vă ridicați. Îi invit cei doi păstori, fratele Doru și fratele Jean, să vină aici. Eu am să le pun întrebările, după care cei doi slujitori se vor ruga și Dumnezeu este Cel care va da binecuvântare. O să vă rog să veniți aici, ca să aveți cât mai mult spațiu, că voi o să îngenunchiați. Haideți să chiar mai rog. Ruben, fiindcă toți bărbații știu Efeseni 5:22. Femeia trebuie să fie supusă bărbatului. Însă de astăzi să înveți Efeseni 5:25. Bărbaților, iubiți-vă neveste. Amin? Vreau să te întreb, Ruben, aici în fața martorilor văzuți și mai ales a celor nevăzuți. A lui Dumnezeu, a lui Hristos, care este prezent aici în fața voastră. Din dragoste curată, nesilit de nimeni, doresc să te căsătorești cu Jenny? Yes. Da. Cât timp ești hotărât să rămâi fidel, credincios, să o iubești, să o protejezi? Toată viața mea. Nici Dumnezeu nu cere mai mult. Spune, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dumnezeu să te ajute. Jenny, acum că l-ai auzit cu cât curaj un răspuns și cu câtă responsabilitate, vreau să te întreb în fața lui Dumnezeu, în fața părinților tăi care sunt aici, în fața acestei audiențe atât de frumoase, din dragoste curată și nesilită de nimeni, te căsătorești cu Ruben? Da. Cât timp ești hotărâtă să-i rămâi fidel, să-l iubești și să-l respecti ca soția tău? Până la moarte. Dumnezeu să te ajute. Un răspuns frumos. Dumnezeu să vă ajute pe amândoi, ca așa cum ați spus, până Domnul vă va chema în veșnicie, să rămâneți împreună. O să vă rog să îngenunchiați în timp ce cei doi frați slujitori se vor ruga pentru voi și cel care dă binecuvântarea e Dumnezeu. Vă rog slujitorii să vină aici în spatele lor. Și voi vă puneți cu fața unul spre celălalt pe genunchi. Vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu, iar dumneavoastră să ne însoțiți în rugăciune, împreună. Vă rog. Doamne Dumnezeule, așa cum stăm înaintea Ta, Doamne, vreau să-L aduc pe Ruben și pe Jenny înaintea Ta, Doamne Dumnezeule. Cerem, Doamne, binecuvântarea Ta, Doamne, peste ei în această zi, Doamne. Cerem, Doamne Dumnezeule, ca Duhul Tău cel Sfânt să fie în familia lor, Doamne Dumnezeule. Cer, Doamne Dumnezeule, binecuvântarea Ta, Doamne, să fie
astăzi, să fie mâine, să fie în parcursul vieții, Doamne, și până la sfârșit, Doamne Dumnezeule. Mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru Ruben, Doamne, mă rog să-L binecuvântez ca cap a familiei, Doamne, să-I dai putere, să-I dai autoritate, Doamne Dumnezeule, când vor veni probleme, Doamne, mă rog să-I dai putere, Doamne, să fie biruitor, Doamne, când se va ruga pentru cei din casa Lui, pentru genii, dacă le vedea copii, Doamne, mă rog, când se va ruga pentru copiii Lui, Doamne, Tu din cer să-I auzi, Doamne Dumnezeule, Tu din cer, Doamne, să vindeci, Doamne, Tu din cer, Doamne, să-I dai putere, Doamne Dumnezeule, mă rog și pentru genii, Doamne, să-I dai binecuvântare. Să-I dai sănătate în trupul ei, în mintea ei, Doamne Dumnezeule. Mă rog, Doamne, să le dai copii, Doamne Dumnezeule. Mă rog să le dai multe binecuvântări, Doamne. Să fie o binecuvântare pentru părinților, Doamne. Să fie o binecuvântare pentru biserica în care Tu vei pune, Doamne. Mă rog, Doamne, să-ți fie credincioși, să fie credincioși unii altora și Ție, Doamne Dumnezeule, să fie credincioși până la moarte, Doamne. Te binecuvântăm pe Tine, Doamne, și vrem să-I încredințăm în brațul Tău, Doamne. Vrem ca mâna Ta, Doamne, brațul Tău, Doamne, să fie cu ei. Mâna Ta, Doamne, ia-i în mâna Ta, Doamne Dumnezeule, și condu-i mai departe, călăuzește-i mai departe și lasă Duhul Tău cel Sfânt să fie în ei, Doamne, când vor merge acasă, Doamne, să fie pentru ei un colț de rai, Doamne, o bucurie, o binecuvântare, unii pentru alții, Doamne. Te rog, Doamne Dumnezeule, binecuvântă-i și fii cu ei și familiile lor, Doamne Dumnezeule. Amin. Și Te rugăm, Doamne, în momentele acestea, Cel care binecuvintezi și Îți dai binecuvântare eternă, să dai binecuvântarea Ta peste genii și peste lume. Amin. Doamne, cuvântul lor rostit în fața noastră, dar mai mult în fața Ta, Doamne, să fie da și amin. Jurămintele unul față de celălalt, Doamne, să rămână adevărate până la moarte. Amin. Doamne, atunci când vor veni furtuni și se vor ridica, Doamne, pentru că stau față în față cu un dușman care nu se lasă doborât. Doamne, dă-le puterea să rămână în picioare. Amin. Ancorați adânc în făgăduințele și în promisiunile Tale. Te rog, Doamne, să fii nu doar Cel care vine din când în când, un musafir în casa lor, ci să fii împreună cu ei în orice vreme. Să le dai, Doamne, putere și sănătate, Doamne, să-și câștige pâinea cu demnitate. Te rog, Doamne, să-I faci exemplu între prietenii lor, între cei din jurul lor, între colegii de servici, Doamne, să vadă în ei sfințenia Ta, Doamne, și dragostea Ta unul față de celălalt. Binecuvintează-le viitorul, Doamne. Binecuvintează-i Tu, Doamne, cu tot ceea ce ai mai bun. Și, Doamne, Te rog să-mi lași binecuvântarea Ta și peste părinți, Doamne. Și au pus efort, Doamne, să-I crească după voia Ta. Doamne, dă-le harul acesta să-și vadă, Doamne, copiii mergând pe picioarele lor, Doamne, luând decizii înțelepte. Binecuvintează-le casa cu pace, cu bucurie, Doamne, cu glasul de copil. Și, Doamne, dă-le sănătate și fericire. Îți mulțumim, Doamne, pentru ei și Te rugăm încă o dată, Doamne, să rămâi Tu la cârma vieților, tărie și adăpost pentru ei în orice vreme. Tată, Te rugăm lucrurile acestea în numele Domnului Iisus. Amin. Să știi că și atunci când stai în genunchi, ești tot în picioare. Dacă îngenunchezi în fața Lui Dumnezeu, vei sta totdeauna în picioare în fața oamenilor. Permiteți-mi să-mi prezint cea mai tânără familie din Biserica Maranata, din Phoenix, Arizona. Jennifer și Ruben. Guler. Așa, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze această familie. Vreau, frate Ruben, sora Jenny, să vă înmânez certificatul de căsătorie. Te rog să ai grijă de el și mai ales de Jenny, să ai grijă să o protejezi, să o iubești și la fel și tu, Jenny, să ai grijă și să-l iubești, să-l respecti. Dragii mei, dorim să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mare har. Invit aici pe fratele Husu Timotei să facem o rugăciune, să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har care ni l-a acordat în această zi. După care nunta va continua, țin să fac un anunț. Toți adulții vor merge înăuntru în restaurant, se vor așeza la mese, iar copiii vor fi afară, vedeți, sunt niște mese aranjate aici în spate, în curte, locul este securizat, nu se vor pierde copiii. O să vă rog foarte mult să îi puneți pe copii afară, pentru că ei se mai joacă, au mai mult dinamism decât noi.
Vreau să, în numele celor două familii, a celor doi miri, să vă mulțumim pentru participare. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți acum împreună cu fratele Costor Dusu Timotei să mulțumim Domnului pentru acest har care ne-a acordat în acest timp aici. Mulțumim pentru această sărbătoare a dragostei, nunta celor doi tineri pe care te rog frumos să-i binecuvintezi în viitorul lor. Prezența ta în casa lor să fie reală și permanentă. Da, mă rog pentru Ruben și pentru Jenny, te rog, Doamne, să le binecuvintezi umblarea prin credință. Întărește în credință, Doamne, te rog, când este greu în viață, când își vor pleca genunchii să privească spre cer. Te rog. Doamne, când oamenii ne dezamăgesc, eu știu că ajutorul celui neprihănit vine de sus, de la tine din cer. Duhul tău cel sfânt, Doamne, să inspire în deciziile mari ale vieților. Să le dorești copii sănătoși, Doamne. Și te rog frumos să sensibilizezi inima unuia față de celălalt, să se respecte, să se iubească. Amin. Și să nu uite de părinților care i-au crescut cu sacrificii. Doamne, mă rog să binecuvintezi toți nuntașii care au venit aici. Și te rugăm frumos, ajută-ne să ne luptăm lupta cea bună a credinței. Amin. Primii care vor pleca de aici este Mirele și Mireasa. Îi vă rog să le facem loc. După care familia, apropiații, părinții și apoi noi ceilalți vom merge înăuntru unde nunta va continua. Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Thank you.
m-am putut uita. Că mă uit la asta. Thank you.
Bine, sănătos? Mai sănătos. Mai interviu. Da? Cum sunteți? Ați fost răcit? Și răuție?
Thank you.
Pentru tineri? Amin. Pentru tineri ceva? Mesaj? Pentru tinerii căsătoriți. Pentru tineri și pentru toți. Toți avem nevoie. Toți avem nevoie. Amin. Amin. What's up, brother? Thank you.
Ruben, Jenny. Thank you guys for watching. If there's anyone even watching, but thank you. Finally married. Congratulations. Thank you.
like yours. Let's keep it right now. Dar de obicei, când merg la nuntă,
everybody. Thank you for coming. Thanks, brother. Thank you. Uite aici. Un mesaj pentru tineri? Ia, ce fain arată. The best. Nu numai că arată bine, gustă de nota 12. Casă de piatră pentru noua familie. Pentru nepoată mea. Pentru nepoată mea. Și de la nașul mare. What a beautiful wedding. Beautiful wedding. Yep. And this is my beautiful princess, my sister, my beautiful wife.
Mesaj pentru tine? Le dorim la copii un maxim de fericire.
like an ask when you see them. No, I'm thank you.
tomorrow, kids' meals are now being served at the kids' table. Kids' meals are being served at the kids' table. Hey, mai vreți să transmiteți un mesaj să, înainte să închidem? Thank you guys for watching. It's beautiful. I wish you guys were here. But doresc o noapte bună și we wish you guys were here. Yeah. God bless you guys. Mai vreți să transmiteți un mesaj înainte să închidem live-ul? Mulțumim pentru toți invitații și Domnul să vă răsplătească tuturor. O zi bună. Bye. Încă un mesaj înainte să închidem live-ul? Se poate, dar până să mai joacă copiii pe acolo mai... Nu mai avem baterie. Mai avem baterie. Ok, yeah. It's fine. Transmite-le. Vă mulțumim la toți care ați venit și ne puteți urmări live site-ul Bisericii Maranata, care vrea să se uite și vă mulțumim la toți care ați participat ori online, ori in person. Thank Doamne you ajută much. Și slavă Domnului! Mulțumim! God bless everyone! God bless you! Un mesaj înainte să, să închidem live-ul? Mulțumim la toată lumea care a participat alături de noi. Le dorim slavă Domnului la toți și bineînțeles urăm casă de piatră copiilor noștri și sănătate și iubire.